Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de FiveM. Acest episod este continuarea episodului de ieri în care am fost și am făcut rost de un sniper. Și acum, ia stați așa un pic că trebuie să dau alt tab, că dacă nu, pușcă ăsta băieți. Scuzați-mă un pic, trebuie să dau alt tab, că dacă nu mi iese mouse-ul, nu știu de ce, că numai belele. Băi, ce faceți mă? Uite bine, tu? Dormeam sub. Ia să văd dacă... Și ce faci te culcai dincolo în țară, dacă te lăsam acolo? Oa, să mă bage în Thailanda, să-mi facă găuri în nas. Sfârșit altfel de găuri. Bă, dar ce ne-o blestemat ăla, bă, am văzut numai din alea. Ce puse să am atacuri de panică. La fel. Ați văzut băieți în episodul trecut ce ne-a blestemat Romul ăla, că am fugit fără să-i plătim? Mamă, mamă. Și ce facem acum, bebe? Mergem după ăsta, ha? E. Ai oprit la vamă aici? Păi, acum trebuie să oprim, n-avem încotro, stai așa. Salut, colegul. Îs cu ei, trecem și noi, nu-i nicio problemă, nu-i... M-a auzit, colegul? Da, vă aud. Foarte bine. Bun. Ce-s cu domne? Îs niște prieteni, niște tovarăși, avem de... Nu niște marfă. Mhm. Parcă tot aș face o percheziție mică. Că nu sunteți cu mașina de poliție și ar trebui să fac o percheziție. Îmi pare rău. Da, domnule, au fost ceva probleme, n-avem ce face. Băi, eu fug dacă ne faci. Îmi pare rău, n-am cum să o las să trec. Ok, mă, domnule. Colegii pe stație, mă auziți? Mamă, frate. Stai așa puțin să dă crizor. Bă, ne percheziționează, bă. Vă fac o mică percheziție și... Eu am geanta aia cu sniper în mașină din episodul trecut, băieți, cu care vreau să-l asasinez pe... Haideți că începeți cu mine. Eu fug, bă, eu fug. Eu fug, bă. O să-i cer la lui domnul de la volan. Nu lui dumneavoastră. Eu cred că o să-i dau tare. Bună ziua, domnul, mă auziți? Bună ziua, sigur că da. Abel Denis de la Poliția de Frontieră. Să trăiți. Pot cere un buletin? Sigur, sigur că da. Trebuie să ascund eu chat-ul ăsta că nu mă interesează. Poftiți, domnul. Domnul Bebe Moise, ok, bun. Un permis de conducere, domnul? Aveți? Sigur, sigur că vi-l prezint acum. Poftiți? Ok, domnul, aveți și B-ul și C-ul, ok. Vă pot face o mică percheziție? Sigur că da. Păi v-aș ruga să coborâți din mașină, cu mâinile pe mașină, vă rog. Mamă, dacă îmi găsești sniperul, băieți, am belit-o. Pe gen sniperul l-am luat la mine, gen în parpalac, na. Mâinile sus, mâinile sus, repede, hai, lasă-l. Repede mașina. Du-te în față, hai, fă zicem pași în față. Pune-l în genunchi, pune-l în genunchi. N-am avut ce să fac altfel. Pune-l în genunchi. Trebuie să mă rezum la asta. Pune-l în genunchi, mă, suie-te repede, suie-te repede. Dă-i, că trage, o să mai urmă la el. Dă-i. Trage, și-a scos pistolul. Păi n-am încotro, n-am ce pot să fac mai mult. Dacă avea el la tine. Ce? Hai de capul meu, dar o să... Ce? Bă, n-am încotro, n-am avut ce să fac. Bă, Lingioare, ți-ai riscat job-ul, mă, o să te dea ăștia afară, mă. Ce pot să fac mai mult? Hai de capul meu, bă. Așa, omul nu înțeles. Îmi bate inima, nu mai pot acum. Și eu sună și pe șef. Să ies acum, tată. Bă, te dau ăștia afară, te și arestează, să știi. Băi, Andrei, ai praștie. Bă, și mi-e ciudă chifata aia, mă. Am. Alexia? Da. Tu știi să faci chiftele? Știi să faci chiftele, mă? Da, da. Gata, Alexia face chiftele, Andrei vine cu praștia și eu ți le arunc la pușcărie, pe fereastră. Stai, că știi că să te complici, practic, tu râzi, dar să te complici toți împreună. Aolo, da, suntem, da. Ți-o luat buletinul deja, practic, nu. Lasă că l-a luat lui, nu mie. Bine că măcar nu ai o adresă ceva exact, momentan. Da. Hai de capul meu. N-am putut să fac mai mult, bă, la asta nu mă așteptam, dar nu trebuia să faci mai mult, mă, trebuia să las să mă găsească, să zică, bă, Ți-am găsit, uite ce ți-am găsit aici sau ceva. Și ce după interveneam noi, nu tu, interveneam noi. O dădeam verbal cu el, poate îi dădeam niște bani, am la mine niște bani, am... Lasă că mai bine mi dai mie bani. Îți dau ție pe dracu să te ia, îți dau ție. Aua, că de altfel mie îmi cer bani, dar tu nu-mi dai. Zic, mersi că nu te-am lăsat amane la ăla de ne-a dat la. Las că mi-a niciodată de Amalia, bă, trebuie să faci cumva, bă. Ce ai mă cu Amalia? Vreau și o să o cunosc. Trage-mă tu din gură, bă. Lasă-mă, că deja să te stai. Îți dai să că n-aude Amalia ce-ai făcut. Bă, trebuie să faci cumva să rezolvăm pe ăla, bă. Nu, dar nu să ajung la șef. Bă, fii atent ce facem, fii atent. Bă, ideea e așa, eu am dat să sun la șeful, am văzut că e telefonul stins, mă gândeam, bă, ce aș mai putea să fac. Și am zis, bă, dacă tot are telefonul închis, șeful, hai că măriți eu. Bă, din gurare. Ascultăm aici. Mergem să-l rezolvăm pe vice. Așa. După care... Așa zi. Mergem și-l rezolvăm și pe ăla. Că tot avem arma asta. Mă, Bebe. Bun. După ce l omorâm pe vice, candidez eu să fiu vice. Am înțeles, tu te mă de aici, mă, și culcă-te. Să vezi, atunci cel mai mare vice, Andrei Popescu. Prostul sat, da. Când o să ajung eu, vice, să-mi zici să rumâna. Se duce dracu tot orașul cu tine. Adevărat. Cam așa ceva. Se duce să vezi. Băi, fii atent cum facem. Hai să rezolvăm cu vicele ăsta și după aia... rezolvăm, după aia mergem și rezolvăm. Hai că n-apucă, n-apucă. Îl rezolvăm imediat. Eu am și eu apelul. Vezi pe stație, vezi pe stație dacă e. Aștept să văd pe stație ceva dacă se întâmplă. N-am și zis că n-am avut, n-am ce face mai mult. Bebe, dacă când îmi faci și mie testul ăla de bombalou ca să nu mai fiu bombalou. Oricum eu mă băgam mai mult pentru tine, dar că am văzut-o și pe Amalia acum și să zic ei. Bă, lasă-mă, ție îți faci de griji ce să zici la nevasta altuia. Spune-i că o iubești și că ai vrea să o... Da, mă, dar vreau să ies cu ea în patrulă, chestii de genul. Ce pot să fac eu acum? Vrei să ieși cu ea în patru? Păi eu mă bag și eu. Da, în patrulă. Și eu. Crezi că vrei să faci menaj a patru? Nu, aia ți-am zis, mai greu. Dar nu. Cu cactus, cu din aia. Îți place și ție cactus? Oi, oi, oi. Nu știu. Sunt fleșche, păi, fiți atenți aici. Să-mi parcăm mașina aici la Peco, să nu bată la ochi cuiva, da? Trebuie să rămână cineva la volan. Alexia. Alexia, ne ajuți? Da. Ideea e că vom urca pe munte și nu cred că ai vrea să urci în pantofi pe munte, nu? Băi, te ajut cu ceva? Alexia. Aici. Oba. Oba. Îmi piept aici. Că aici. Nică te-am. Ce-o idee ești așa nervoasă? Nu sunt, ți se pare. Ai urcă în față și stai aici în mașină ca să ne pregătești. Du-te și de ceva de mâncare. Da, de ce? Păi da, o să urcăm pe munte, nu vrei să urci pe munte cu noi. A? Măi, are experiență de asta cu sniperile pe munte. Am văzut de foarte multe ori că face chestii de genul. Ideea e în felul următor, avem garaj aici, cumva n-avem. Ba, era... Ai pistol, ceva, mașină în drum? Bă, tăcheți cu pistolul. Ce-ți faci tu cu pistolul, mă? Tu ești nebun la cap. Analizezi zona. Analizezi zona. Stați aici, dacă vreți să povestiți amândoi, dacă chiar vreți să stați amândoi aici la mașină. Nu, dar am zis eu ceva, am zis de pistol. Unde am, mă, ăstea, frate? Scoate aia, Bebe, valiza și să merge. Bă. Dom'le, nu mai e nimic aici, mă înțelegeți ce zic? Nimic. Cum o să nu mai fie nimic? Nu mai am ăsta aici, frate. Bă... Cum o să nu mai fie nimic? Păi și atunci mi-am făcut singur rău. Că mai aveam aici o armă și nu mai am nimic. Păi și mi-am făcut rău singur. Cam așa ceva, sincer. Bebe, atunci fii atent. Aplicăm legea, aplicăm regula cum era. Cred că e timpul. Ce zici? Mă duc? Ne băgăm? Hai bă să trimite pe ăsta, că noi n-avem ce de făcut. Andrei, știu că îți plac bărbații, dar nici chiar așa. Băi, Alexiu, fii atent cum faci, am nevoie de tine, dă-te jos. Hai să îl mămești pe ăla afară, scoți afară. Poți să-ți dai puțin sacoul ăsta jos? N-avem un cutru, scuze. E perfect. Fii atentă. Va trebui să intri la el acolo în curte. Te duci, nu știu, vorbești și vorbești și îl întorci cumva cu spatele către... Știi unde e parcarea noastră? Știi unde e parcarea, nu? Da, îl întorc să stea cu spatele către parcare. Și vin eu. Îl iei și tu așa ușor, că nu știu, că te-ai pierdut, cauți un loc unde să stai, că n-ai o mașină, nu știu, vrei, bași tu vrăjeală. Și prin spate, când îl vezi pe Andrei că vine, o să-l pun pe Andrei să sară gard după partea asta pe aici. Noi o să fim acolo, să vedem tot. Vine și îi dă în cap, da? Andrei, fii atent, da, da. După ce i-ai dat în cap, îl iei și îl bagi în mașină, da? Eu o să parchez mașina la poartă. Îl bagi în mașină și îl duci undeva, îl arunci undeva pe apă, pe aici, pe râu. Ok, și după vin înapoi aici, nu? De fapt, o să mergem cu toții, noi o să fim în față la casă. Haide să mergem. Hai, așa. Hai, Alex, hai, du-te. Urcați aici, urcați toți, mă. Lasă-mă pantalonii pe ea. Ai vedea și tu ceva, nebunule. Ah, stai că nu-i de bine dacă a făcut ceva. Ce greu pornește mașina asta, băieți. Ideea e că nu putem să rămânem în curte pentru că sunt niște mafioți care vin aici și au grijă de casă. Unii îmbrăcați în negru. Băi, scopul nostru este să-l asasinăm pe ăsta repede de tot. Rămâne... și au eu locul vice. Rămâneți în mașină. Să și pe mine, să nu fie probleme. Stai că trimit așa. Hai, n-auzim, Alexiu. Uite așa puțin, stai așa. Aici trebuie să o aduci, Andrei. Okay. Să-l aduci, Jean. Hai, veniți după mine. Hai. Mamă, cum alerg cu parpalacul ăsta după mine. Nu zici, nu zici din când în când câte ceva, man. Șș, liniște. Care îmi dă bipuri, mă? Au! Rămâneți aici, rămâneți aici. Poți să sari aici gardul? Nu cred. Fii atent. Ia încearcă să sari gardul aici. Așa, așa, coboară ușor și te ascunzi după ăsta. Hai, hai. Stai așa, să pună cu spatele la noi. Ia, stai așa, stai așa, stai așa. Hai, băieți, că mergeți apa, merge. Uite, merge. Puta repede fetele ăștia, fratele meu, cum se duc, ești nebun? Așa, 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 tot sări acum, sări acum și te duci tiptil, ușor, da? Să nu te audă, ușor. Și dai bucata. Eu dă, bă, eu dă. Bă, ce faci, mă? Aoleu, du-te așa. Eu dă, băieți, eu dă. Mamă, ce i-a dat-o, bă, băiatule. Fată. Hai la mașină, hai la mașină. Hai repede, hai. Ce să facem, improvizăm. Vezi că rămâi la tot. Lasă să intre pe partea cealaltă, să intre el așa. Mamă, ce greu e. Stai să-l bag aici, în spate. Stai să mă chină. Na, mă, bagă-te. Na, gata. Hai, gata, hai. Da, am făcut treaba bună sau n-am? Foarte bine, foarte bine. Părul ăsta, dar dă-i mai în față, știu eu unde să-l las, dă-i în față de tot. Că aici o să găsească orice... Bă... Îmi veni o idee, dar nu știu dacă să fac sau nu las. Ce idee? Nu, că ne complicăm și n-are rost. Vreau să zic să-l aducem pe ăsta acolo și... Și ce vreau să faci? Dar nu cred că-i... Asta las că îți arăt eu unde să le arunci, le aruncăm aici în apă. Stai așa, să nu te dai jos. Rămâi acolo, rămâi acolo. Acum. Hai că mă duc. Arunci aici, îmi vin în sus aici, mă, ca să le arunci în cascadă. La mine aici, mă. Sau acolo. Lasă-l acolo, bravo, bravo. Bun, ăla-i. S-o duc. Bebe, și ce vreau să zic? Eu zic să mergem repede la secție și să zicem că am fost amenințați de... Bă, du-te mai împinge, bă. Du-te mai împinge. A, nu, lasă-l, l-a luat. A luat apă. S-a dus. A luat apa, bă, băieți, bă, bravo, bă, băieți. În sfârșit am făcut cea. Alex, eu zic să lași pe Luigi să mai pomiți. Bravo, bă, băieți. În sfârșit am reușit. Bravo, fii atent aici, că am eu nevoie acum de ajutorul tău, n-auzi? Bebe. Lasă-mă să mă bucur de această reușită. Ce reușită? Că eu ajung la închisoare și tu te bucuri reușită. Trebuie să mergem repede la secție, cumva să-l băgăm pe ăla, că l-a omorât el sau chestii de genul, nu știu ce să zic. Bravo, bă, Andrei. Au lingura, te-ai băgat și tu. Da. Hai să mergem acum, haideți. Apreciez foarte mult că mă ajutați. N-ai pentru ce. Am să aici toți poate cu Alexia. Bă, lingoare, tu nu ziceai că îți place de Amalia. Așa, și? Păi știi ce te sui cu Alexia în spate? Păi dacă s-a urcat ăla cu tine, vă dați mâinile, nu mi-o bagi în seamă. Eu zic că am probleme acum acolo, tu nu mai. Ce vrei că ele... Dar ce ești așa panicat? Ai luat Space? De ce să fiu panic? Da, am luat Space. Ai luat Space? Am bube pe mine. Gâze. Uiți, mamă, dacă ești aici cineva la vamă. No, Bebe, mi-am făcut treaba. Să-l zici, mai zici tu vreodată că-s bomba lui. Păi n-a zis nimeni. Chiar ești? Nu, dar vreau și eu să fiu și eu, să iau lecții de la Bebe. De dans? Nu, de bombalăism, că nu mai sufăr de bala asta. Deci vă pregătiți cu praștea, cu dălea, e bine, las. Hai și duminică seară îți mai dăm și câte un cartof. Mersi, mersi, că vă apreciez foarte mult. Păi, pentru ce-i? Vreau să răspund. Și am unde mergem? Liniște că avem cea treabă. Acum se vede orașul în spate. Am reușit, băieți, să-l omorâm pe ăsta. Trebuia să se întâmple altfel, băieți, dar din cauza tehnicilor foarte frumoase. Băi, Ionuțe, mă auzi? Da. Unde umbli, mă, golanule? E, mă, te caut o grămadă de timp. Ai mașină? Da, mi-am luat mașina asta de taxi, că altă mașină... Băi, Ionuțe, sau eu am închis. Știi unde e pușcăria? Care? Jilava sau care? Păi una singură. Cum care? Okay. Da, știu. Ne întâlnim acolo, în parcare, în față. Ai 5 minute să ajungi acolo, să nu mă dezamăgești. Ok, ok. O să mai vină încă un coleg. Ia-l cu tine, nu-i problemă, foarte bine, haide. Ok. Ce vrei să faci la pușcărie? Păi am zis că dacă tot mă întâlnesc cu băieții ăștia că am nici ceva afaceri, să te lași pe tine acolo, să nu mai... Mulțumesc, nu te apreciez. Nu mă zi, mă, ce-i? Zi, nu fă de ăștia cu mine, Bebe. Bă, trebuie să... Acolo e lângă vamă și trebuie să-l prindem pe polițistul ăla. Am băieții ăștia doi și vreau să-l trimit să-l răpească pe polițist. Bă, mai țineți minte ce e aici sus? Aici era care, știi, că eu nu am mai dus niciodată. Hai că știi, aici era Lanțeta, ce să știți voi. Aici e mina părăsită. Nu, era... Mina părăsită. Mă, Bebe, mă, pe mine nu m-ai dus în viața mea aici. Dar nici că vreau, că după... Bă, tine te ajunge la școală. E, mă. Eu așa, amabil. Las că mă duc eu singur peste 4 zile, of, of, of. Și alții mâine la muncă? Lași-mă cu munca aia, că... Mă neași pe aici ca ăla. Da, ai dreptate. Să stați toată ziua pe online. Hai că online dacă e. Online, offline. Trebuie să punem GPS-ul la pușcărie. Ești puțin mai diferit, nu. O să un pic mai prost. Mai retardat. Mai taci. Gata, parcă m-am liniștit așa puțin. Și vă place să vă dați cu sugar unul altul pe față. Sugar? Băi, mă liniștiți, mă, nu știu care e treaba, dar parcă m-am liniștit așa, că măcar nu. Bă, ai numărul lui capitanului, chestorul general? Da, sună-l și zi, sună-l și zi ceva, că îi duci niște carne, cea sună. Nu răspunde, are telefonul închis, foarte bine că l-ai închis încă. Așa, îți mai chem un băiat. Pe cine chemă tu? Bogdan. Nici agent. Da, olo. Vezi că e mai inteligent decât tine. De ce ai zis așa, Alexio? Exact, e mai inteligent decât tine, Andrei. Da, dar de ce te tot bagi în seamă, mă, Alexio, mă, și te zici de mine? Uite-te în ciorba ta. Ce, aveți mâncare la voi? Da. Cu și o glumă cu ei. Niște paste. Fructe de mare. Nu. No, ce faci, Bogdan? Cu scoici, nu cu fructe de mare. E aceeași chestie, Dana. Cu lui. Fii atent, șefule. Tu știi să tragi cu praștea. Vezi că cunoaște mașina, să ne vadă. Știi să tragi cu praștea. Da sau nu? Hai de viața mea. Da sau nu știi să tragi? Fii atent, ca când o să tragi cu praștea de mâine de la ora 8 cu niște liniște, bă, că trebuie să scotem pe cineva din închisoare. Salut. Și cum îl scotem pe... Fii atent, eu intru înăuntru, cineva se suie la volan și aduce mașina. Haideți repede. Ingurare! Tu ai cheile de aici ceva. Vezi dacă sunt chei de ale tale. Deschide ușa aici să intrăm. Hai. Deschide ușa, bă! Așa. De-i în față. Păi nu e deschisă, mă. Bă, deschide-o și pentru noi. Ia-mă și bagă-mă și pe mine acolo. Nu, fii atent, facem altfel. Fii atent, ne suim în mașină. Suie-te la volan, haide. Dă-te jos de la volan, dă-te jos de la volan să te sui lingurar. Ce să fac? Suie-te la volan. Da, da, hai repede, repede. Dă-te jos, bă, n-auzi! Lasă-mă pe mine, n-auzi. Eram dat eu pe... Bă, intră odată acolo, mă, info. Nu mai merge. Bă, bebe. Ce? Fii că dau mașina în urmărie, să se întâmple ceva, mi-a oprit. Bă, deschid. Nu mai merge, nu mai pot. Păi și mai înainte cum ai putut? Nu știu. Păi Dumnezeu. Nu mai merge. Pa piciorul. Suiți-vă înapoi aici. Unde te duci, Alex? Eu te scapă ceva. Ai vrut să vii în față cu mine, este? Ce ați făcut, mă? Ia uite, m-a luat-o în brațe, mă. Bă, dar cine sună la poliție? Cine sună? Andrei, sună tu la poliție? Ce, mă, ești nebun, nici n-am telefonul descărcat. De ce, mă, zici? Vezi că am apeluri, vezi că am apel cu Andrei. Dar ce Andrei, că nici nu știu eu. Nu scrie Andrei, mă, nu știu care-i treaba, îmi scrie Andrei aici. Bă, crezi că vorbesc eu la telefon aici? Să fim serioși. Eu vorbesc aici cu Bogdan, ai băut? Bă, bebe, vezi că să-mi face ceva, să sună la poliție, că mi-apar apelurile. Bomba lăule, n-am sunat la nimic, ești bomba lău. Șș, uite că vine ăla, bă, hai bă să-l ajutăm pe ăla, mă. Băi, fiți atenți. Am o idee. Ce? Hai să oprim aici mașina puțin și ne odihnim puțin aici. Ok. Eu mă culc pe cutii să nu Și fiți atenți, mâine dimineață încercăm să scoatem pe aia și așteptăm și pe băieți între timp, poate vin. Eu mă duc sus aici, mă, să văd ce fac. Eu mă culc pe cutiile astea. Sau nu, mă culc pe mașină. Eu mă culc în mașină. Băieți, cam aici se termină episodul nostru de astăzi. În seara asta pe live o să mergem să omorâm și mafioții de la casă, băieți, de la casa mafios. Am nevoie de voi toți să veniți acasă la mine să-i omorâm pe toți mafioții, ok? Vă aștept pe toți acolo, vrem să recuperăm casa împreună. Mafia Curcubeu poate să revină în seara asta dacă vii și tu pe serverul Doom să ne ajuți, ok? V-am pupat, dacă vreți să apăsați butonul de like, l-apăsați, dacă nu, aules, baules, ne auzim.